ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi am să vă prezint aceste hrănitoare în care eu nu le agrez deloc. Sper să... nu știu... Da, acum le voi folosi, fiindcă n-am altă opțiune, stupul este plin cu albine și este nevoie de mâncare, fiindcă de 3 săptămâni la mine numai plouă în continuu și asta este. Eu le dau un sirop proteic. Iată, aici s-a depus proteina din sirop. O să le dăm tot lor, dar o pun în față. Iată, adun așa proteina. O pun aici în față. Are și un avantaj acest hrănitor, că poți să dai în timpul zilei. Acum este un pic înnorat, dar merge foarte bine. Dăm sirop fără nicio problemă. Așa, am pus proteina care trebuie în față. Acum îi dau sirop. Iată, am venit cu sticla, ridicăm acest capac și dăm, fără probleme, siropel. Iată, e sirop proteic, sunt multe rețete, puteți alege din 10 de rețete, fiecare face cum consideră că e mai bine la albinuță. Ia să verific dacă n-am obturat Laura, n-am obturat-o. Trecem la cea din față. Aici. Și aici nu este așa mult, că s-a și uscat. Fiindcă n-a fost o cantitate foarte mare de proteină rămasă pe fund. Acest hrănitor. Iată, așa îi dau eu proteină. Și de ce nu-mi plac aceste hrănitoare? Iată, aici sunt cel puțin câteva zeci de albine, nu 10-15 albine sunt moarte. Am încercat tot felul de metode, dar încă nu am găsit o soluție pentru a evita. Nu știu exact ce se întâmplă, se sufocă, se înmiacă. Am dat sirop foarte puțin ca să nu ne apară acest fenomen. Nu mai umplu hrănitoarele. Ce să-i faci, indiferent, singurul și la borcan o să vă arăt imediat. Și la borcan mai turtesc câte o albină. Le place foarte mult acest sirop ei. Dăm mai puțin. Trebuie să o scot de aici. Scoatem cu un bețișor. Așa. Și închidem. Și cam asta este. Vom trece și la următorul. Iată, continuăm cu hrănirea. Aici avem un stup, unul dintre cei puternici. O să vi-l arăt și pe cel mai puternic al meu. Aici avem mâncare cu borcanul. Avem aici borcanele. Pur și simplu torn cu sticla în borcan.
aici sunt borcanele și o să vă arăt cum le umplu. Eu o să văd dacă au boli de proteină acest borcan. Mai au încă să o să-l golească, nicio problemă. Să le pun atunci siropul. Aici s-a depus în capace proteina și îl pun în stup. El o să îl adune. Astăzi am făcut un sirop proteic mai diluat, să zicem așa, cu foarte puțină proteină. O să spuneți că albina care polen. Într-adevăr care și polen, dar ceea ce vreau eu să fac e să nu ducă lipsă de polen deloc. Iată, așa iau energia asta și lipesc pe perete. Foarte bine arată acest lucru. Să vă arăt și prin tor. Aduc un pic siropul. Adineori ploua, acolo a dat soarele. Iată, dăm siropel așa. Timp de... Vom verifica sâmbătă să vedem cam în ce stadiu este hrănirea. După hrănire trecem la stimulare, dacă este... Dacă s-a făcut rezerva de miere pentru iarnă, atunci voi face doar stimulările, cantități mai mici. Iată, punem așa capacul și o să vă arăt exact cum îl torn în stup. Le mai las proteina. Vedeți, am pus proteina aici pe perete și albina o devorează cu toată plăcerea. Acum întorc așa borcanii și le pun. Foarte simplu. Și este și miezul zilei. E o familie creată anul ăsta, tânără, plină cu albina. O să vă arăt una. O să vă arăt și cea mai puternică familie care o dețin la ora actuală. Am rupt să pun capcane pentru viesc. Când am văzut că viespile atacă urichelnițile, nu mai pun nicio capcană. Familiile puternice se vor descurca și așa. Bine, vă voi prezenta și stupul mai puternic. Iată, vă prezint și acest stup puternic. E cel mai puternic al meu care îl dețin la ora actuală. A trebuit să urc vrame cu păstură în hat. Asta am făcut. Ca să pot să-i dau lui rame în partea de jos. El astfel se prezintă. Voi scoate și de la el, o să vi-l arăt imediat și de aproape am această posibilitate. Până atunci vă arăt cum și aici avem
mâncare cu borcanul. Le scuturăm proțete de pe borcan. Am urcat ramele sus și sper să treacă jos. Am dat foi jos în partea de jos. Le vom verifica sâmbătă. Am să desfac borcanii pentru a curăța. O să curăț proteina din borcane și un sirop. Această metodă de a da cu borcanul e foarte simplă, să nu zic că e și ieftină. În locul la un hrănitor aș cumpăra mai bine un cap. Acum cu gândul, mentalitatea mea care o am, așa. Un cap și borcane. Cu asta aș face. Dacă aș da timpul înapoi, aș prefera să iau casul și borcan. Dai sirop liniștit. Nu vă uitați la ritmul meu de muncă, nu mă grăbesc. Foarte liniștit. Iată, cam asta e. O să opresc un pic acum până umplu borcanele, ați văzut cum procedez. Și o să vă arăt interiorul acestei familii, ca să vedeți dumneavoastră. Unii la ora actuală fac roi, eu am terminat cu roi. Mărcile se împerechează, ultimile acum. Dacă nu cumva s-au și împerecheat. Și cu ele vom face, schimbăm mărcile bătrâne. Bine, o să revin și o să vă arăt interiorul stupului. Iată, revin și să vă arăt interiorul la stup. Așa arată el. E pe 10 rame de puiet, deci are albină suficientă. Aici avem un nucleu care a rămas că l-am perecheat, a ieșit la zbor. Aici avem familia cea mai puternică. Și cam asta pe ziua de azi. Numai bine și vă mulțumesc pentru vizionare.